Liderul sindical de la Lupoaia, Nicu Bunoaică, a declarat la Sud FM că CEO Oltenia aruncă banii pe fereastră încheiind contracte cu dedicație. Acesta face referire la un contract de 3 milioane de lei încheiat de CEO pentru verificarea 37 de excavatoare. În opinia liderului din Motru, aceste verificări puteau fi făcute de angajații companiei. Uitați, aveți două proiecte cu foarte mulți bani. Una de 2 miliarde și una de 630 de mii de euro pentru verificarea excavatoarelor. Verificarea excavatoarelor se poate face de către specialiștii din cariere, pentru că noi avem un director mecanic care ia bani frumoși, da, pentru a funcționa excavator și a răspunde de buna funcționare a lui pe partea mecanică. Avem adjunți, avem meseriași, maestri, avem lăcătuși mecanici, care noi schimbăm elementele de siguranță. Da, nu sunt experți. Schimbăm. Poate complexul energetic Oltenia are nevoie de experți. Cum nu suntem experți? Cum, adică păi, noi nu suntem specialiști? Suntem specialiști, dar nu schimbăm rotoare, nu schimbăm reductoare, nu schimbăm cablu, nu schimbăm boleți, nu vin alți specialiști. Bunoaica spune că în condițiile în care CEO are bani de cheltuit, va cere și pentru angajați o mărire de salariu. Nu se mai pot fura banii pe invenții, pe tot. Încep cu chestii de genul ăsta și vin direct de acolo. Eu am avut o discuție cu domnul Buză și am zis, domnule director, dacă dumneavoastră aveți bani de aruncat pe geam, pe fereastră, eu doresc o mărire de 10% la toți minerii și energeticieni. Nicu Bunoaică a criticat și faptul că CEO aruncă banii în continuare pe studii de fezabilitate inutile, referindu-se la un studiu comandat de companie pentru satul Lupoaia.